Discutăm despre cuplu și despre terapia de cuplu. Liliana Cristea este psihoterapeut pe canapeaua de la Neața, într-o discuție relaxată despre ce putem face atunci când constatăm că lucrurile încep a se nărui. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Vreau să găsim 5 semne că am avea nevoie de o consiliere sau de un terapeut sau de cineva care să ne ajute în relația de cuplu. Există un top în lumea psihoterapeuților? Putem spune că există un top în lumea psihoterapeuților, în funcție de perioada în care se întâmplă să apară semnele respective în relație, pentru că există anumite perioade, de exemplu după partea de îndrăgostire, după în momentul când apare un copil în relația de cuplu, în momentul în care există o situație financiară, în momentul în care cuplul se mută dintr-o locuință în alta, sunt anumite perioade în care putem sesiza aceste semne. Și unul dintre primele semne pe care le vedem este lipsa comunicării sau comunicarea defectuoasă. Da, e o chestie spusă generic așa, dar mai specific ce înseamnă asta? Mai specific vorbim despre conflict. Vorbim despre certuri, chiar și de la cele mai mici lucruri. Da? Când se ceartă de la nimicuri, e un semn că relația scârție? Când se ceartă de la nimicuri, înseamnă că sub acele nimicuri există o problemă importantă care nu a fost rezolvată. Dacă stăm și observăm, este o ciclicitate a certurilor, în care poate pornim de la n-ai spălat vasele, dar ajungem până la urmă să ne reproșăm lucruri din trecut, situații peste care nu am trecut. Răni nevindecate. Pe care nu le-am iertat și care veșnic apar în discuțiile noastre, chiar dacă sub alte forme. Exact, pentru că există o contabilitate a relației, eu tot timpul spun lucrul ăsta, da? Dacă nu ne rezolvăm lucrurile în momentul ăla pro-soluții și ajungem într-un fel să le ignorăm, da? Se adaugă acolo la contabilitatea relației. Corect. Tu ai făcut cândva, eu am făcut cândva și atunci vin reproșurile pe parcursul relației. E genul de curățenie când luăm toate lucrurile mizerabile și le băgăm sub preș. Exact. Nu le aruncăm și le ținem acolo. Exact. De câte ori călcăm în zona respectivă, ceva bucă. Ok, hai să discutăm despre relația unde apare un copil. Sunt multe cupluri care au făcut o greșeală fundamentală și anume au făcut un copil ca să salveze relația. S-au făcut al doilea copil ca să salveze relația. Asta este într-adevăr o greșeală destul de comună, pentru că consideră în principiu mama că ar putea să țină relația cu ajutorul unui copil. Se întâmplă lucrul ăsta, dar nu mai e vorba despre relație, pentru că rolurile sunt diferite în momentul în care apare un copil. Okay. Există acele roluri de părinți și oricum, chiar dacă relația ar fi fost stabilă inițial, oricum noi ne îndreptăm mai mult spre rolul de părinți, pentru că obiectivul principal e creșterea copilului și nu neapărat creșterea relației. Deci punem relația pe locul 2. Dintr-o dată ajunge pe locul 2, exact. În loc să o creștem și să o sudăm, pățim contrariul. Pățim contrariu pentru că dacă nu era inițial o relație sudată, atunci faptul că nu mai este nici măcar prioritară, sigur că poate duce și mai mult la ruperea ei. Chiar dacă stăm împreună pentru a ne face rolul de părinți. E un semn că relația scârție atunci când începem să fim bănuitori, să ducem gelozia la cote paroxistice, să-i căutăm veșnic în telefon, să așteptăm să vedem codul de la sau parola de la e-mail ca să putem să verificăm ce face și ce drege pe diverse site-uri. Asta este unul dintre alte semne ale faptului că trebuie să căutăm un specialist, lipsa încrederii și sentimentul de însingurare. Lipsa încrederii vine cu nevoia de control. Pentru că dacă nu mai am încredere, atunci am nevoie să controlez mediul, astfel încât să pot să-mi țin relația. Asta înseamnă că îl iubești mai mult pe celălalt când îl controlezi așa? Nu înseamnă că îl iubești mai mult pe celălalt, nu este despre celălalt control. Controlul este despre nevoile persoanei care încearcă să-mi controleze relația. Adică sunt lucruri nerezolvate, da? Poate chiar persoană. Despre propria persoană, poate chiar din perioada copilăriei, da? Care se activează în momentul în care poate partenerul este preocupat de alte lucruri și nu pune relația pe primul loc. Poate să fie jobul pe primul loc în anumite situații. Și atunci nu este drept ca celălalt să nu-i permită partenerului să se dezvolte
din nevoia lui de a controla și din nevoia lui de a sta așa și nu să meargă pe drumuri paralele, dar totuși împreună. Simțim că avem nevoie de ajutor, nu tot timpul amândoi sunt de acord, de obicei unul inițiază, nu? Da. Terapia de cuplu și pe celălalt îl aduce mai cu forța. De se întâmplă puține ori să sunt bărbații cei care inițiază, de cele mai multe ori sunt doamnele care vor să salveze lucruri. Recomandați târâtul ăsta la psiholog sau să aibă loc o discuție înainte de a ajunge în cabinetul terapeutului? E important să-i lași celuilalt libertatea de a alege. Uh-huh. Pentru că altfel exerciți tot controlul despre care vorbeam înainte. Corect. Dar mi se întâmplă în multe cazuri, într-adevăr, ca doamna să facă programarea și să aducă soțul mai mult târât la terapie. Uh-huh. Dar să plece de acolo amândoi cu sentimentul că pot găsi soluții și că se poate ca relația lor să-și regăsească armonia de care aveau parte înainte să escaladeze conflictele. Putem să tragem o concluzie? Subiectul e vast și nu poate fi acoperit, dar o concluzie la ce am discutat acum? O concluzie la ce am discutat acum este faptul că psihoterapia de cuplu poate ajuta un cuplu să-și depășească problemele atâta timp cât există iubire și cât există dorința de a merge înainte împreună. Mulțumim tare mult, Liliana Cristea este psihoterapeut. O discuție aproape relaxată, fără să scoatem toate, chiar toate armele pe masă despre terapia de